Am colaborat de câteva ori. Iohannes este un desăvârșit al fenomenului, dar și o persoană foarte discretă. Sunt oameni și oameni care fac diverse lucruri pentru ca să își întregească prestația. Iohannes nu cred că are nevoie de lucruri adiacente sau relative vis-a-vis de lucrurile astea. Te rog, Iohannes. V-am vizitat de mult în Teatrul Giulești când eram la început Iliescu, dar acum... Toate lucrurile astea, practic, sunt pe față, aici, știi, și în lumina asta... De să le arătăm așa, cumva, da? Lumina asta... Stai că vine o cameră. Perfect. Și uite, vezi... Doamă de pică. Doamă de pică. Da, chiar cred că cel mai bine ar fi să le și ții în mână, știi? Adică, uite, doamă de pică, doamă de carou, doamă de treflă și restul ți le dau aici. Așa cum fiți foarte atenți. Deci, patru cărți sunt, da? Și acum, una singură este invers. Vezi că asta o să se întâmple cu toate. Deja s-a întors a doua, mai sunt astea două, foarte încet. Fii atent, 3. Cu câteva secunde în urmă, cărțile astea erau cu fața în sus. Bine, treaba e... Tați-mă puțin că... N-au față. Da, nu, se mai întâmplă câteodată, e un defect din fabrică. S-a spus că suntem în direct, dragi prieteni, și o singură cameră, să nu credeți că am tăiat, aici... am băgat publicitate și a schimbat cărțile. Hop! Nu mai este damă? De asta chiar nu era vorba. Bine, cărțile sunt aici. O să mor eu dacă nu stau la 10 cm și da, bine, nu, damele sunt în mână. Uite, fii atent. Erau ascunse aici, așa. De la început, bine, bănuiesc că nu ai văzut. Chestia asta o fac pe stradă. Am început palmare de mic prin magazine, practic. Și de asta. Incredibil. Fraților, deci e de la 10 cm, nu e după scenă, nu e cu montaj, cu tăietură, dăm rezultatul pe mine. Deci, astea au fost la tine, au fost la el în mână, dacă ați văzut, pe urmă le-a întors, pe urmă le-a întors pe toate și pe urmă erau așa toate. Și pe urmă când le-am mai făcut acolo, au fost așa toate. Și au ajuns la mine în mână. Cam politică. Dar uite, hai să-ți mai arăt ceva, de data asta cu câteva cărți. Uite, sunt... știi, cu cât te concentrezi mai mult și ai impresia că trebuie să te uiți la detalii... Deci patru juveți. Da, tu pierzi esențialul, tu pierzi o chestie care se întâmplă chiar aici în fața ta. Uite, fii atent, damă de inimă ăsta, valet de... Juvete, da. Aha, bine, eu le vedeam deja schimbat. Și acum, uite, unul singur este cu fața în sus, asta de inimă roșie. Fii foarte atent, că e încet lucrul ăsta. Acum e ăsta de treflă. Acum... este ăsta de carou. Singurul pe care nu l-am întors este ăsta. Dar astea nu sunt cărți albastre. Astea sunt cărți roșii, bine, și sunt scrise așa că dacă întâlnești turiști americani trebuie să fie aici. Jack of Hearts, Jack of Spades. Și mă rog, astea-s... Băi, fraților, iertați-mă, adică eu sunt aici, nu sunt plecat cu plută. Deci uite, și se albăstrez la mine sau ce? Nu. Și din unghiul meu, văd la fel, adică... Da. Ați văzut cu toții povestea asta. Bravo, tată, să-mi țin mâinile pe buzunare, da? Asta. Da. Astea sunt chestii cu cărți. Vrei să vezi lucruri cu oameni? Da, nu cu mine. Da, nu, am exprimat greșit, cu femei. Păi nu cu mine, femei. Da, da. Nu oameni cu oameni. Suntem toți, da. Adică... Da, bine, unii... Unii superiori, femeile sunt superioare. Nouă, ca să fie foarte clar. Te rog. Dar nu știu cu cine facem treaba asta. Din numerosul nostru public, vă rog, fără muzică, vă rog frumos, domnișoara de la machiaj, zic eu, că tot vine... Da. Okay. Vă rog frumos, da. Deci, uitați-vă și noastră, dragi telespectatori, cum vine fata asta la lucru și vrea să ne macheze. Ai idee ce o să se întâmple? Nu. Ți-a spus așa cineva? Nu. Deci, acum, sincer, nu știi deloc, nu? De unde să știu? Păi așa nu știu, să mă ajute Dumnezeu. De unde să știu? Am înțeles, da. Ce o să se întâmple? Ideea este că vreau să te așez aici, cu fața în sus. Deci vii așa.
Nu, invers. Uite, vin un coace. Nu, ca să vedeți că nici măcar nu sunt vorbiți, nu e asistent al lui, nu nimic. Puteți să cercetați după aceea cât vreți. În partea asta. Iohannes a venit singur. Nici nu pot să stau aici prea mult. Ca să fim în spate. Mult mai în spate. Perfect. Așa. Așa. Ok. S-a mai întâmplat așa? Ce? Nu. Normal. Asta ar fi fost, cum a zic, zilnic. Băi, stați puțin, că aici nu sunt... Deci, vă dau cuvântul de onoare. Oamenii nu se cunosc și chiar să se cunoască. Scuză-mă. Păi... Fă o piruetă, te rog frumos. Sunt întreagă. Nu că ești întreagă, dar... Nu vrei să deschidem o firmă de mutări de mobilier la etajele superioare? Da, să știi că tu primesc. Dulapul acesta să ajungă la etajul 18. Băi, oameni buni, sunt niște lucruri... nici nu trebuie să le cercetăm, până la urmă. O avea voi explicație în vreo carte, vreo fizică, vreo... O masă, un pled cu ștrasuri? Da, unul așa la, ca mine? Până la ce merge chestia? Până la câte chile? Ar merge așa până într-o sută. Îți rup magie, înseamnă. O sută. Păi nu, că am început cu cărțile așa. Iertați-mă, aș putea să vă inoportunez cu... 48, 40... Mulțumesc că apreciez. 50? Da. 50? Da. 50, deci... Mai puteți veni cu o colegă, mă gândesc. 50? Am venit pentru a mă susține. Cu 49. Da, nu, zic, mă gândesc. Da. Mă bucur foarte mult că ne-ați ajutat în această seară. Da, am rămas pe gânduri. Am înțeles că i-a fost teamă. Am înțeles că i-a fost teamă unei asistente. Da. Păi nu, femeia a zis. Am încercat prietenul ei să o treacă pragul. Da, e adevărat că era... de Sfântul, a treia zi de Crăciun și știi cum e, după post omul a băut puțină cum se cheamă asta de ștevieșată, adică urzicată, știi? Un lichior de ăsta de urzici. I-a fost teamă, da, pentru că a scăpat-o cineva odată din braț. Aha. Nu, pe bune, sincer. Bine, nici nu a ridicat-o nimeni. Ai bea și ea puțin. Ridicare. Dar pe bune, cum? Nu ți-a fost, nu-i vorba de teamă? Sau ce simți? Că simți ceva, nu? Simți că... Da, am simțit că levitez, dar nu mi-a fost... Motivul pentru care nu mi-a fost teamă este pentru că nu am știut ce mă așteaptă. Da? Unu. Și doi, pentru că sunt obișnuită cu înălțime. Am înțeles. Bine, am uitat să... Deci, practic, am uitat să pun și microfon. Deci a spus că e ok, totul. Deocamdată a ajuns cu bine la Pitești. Tu de unde ești? Din Alexandria. Din Alexandria! Știu eu că multe lucruri despre Alexandria. Mulțumesc frumos, draga mea. Iohannes, apropie-te puțin. Deci,
povestea asta, adică e o chestiune de mic, de când te-a apucat povestea sau cum? Te-ai gândit? Cum a venit da. Copilul ăsta și a zis, vreau să fiu pilot. Tu când ai zis prima dată? Nu, cu foarte mulți ani în urmă, vedeam pe o casetă VHS, cum erau înainte videourile așa, pe David Copperfield, la cineva acasă. De cine mai ieșea pe afară pe atunci decât vaporenii? Și după un film urma David Copperfield și zic, stai, mai vreau să văd și filmul nou, că nu e un film, e un show cu David Copperfield. Cine e ăsta? Păi e cel mai mare magician, uită-te la el. Și a apărut un tip cum nu prea erai obișnuit să vezi la televizor atunci, adică vedeai fel de fel, altfel abordau ei situația, erau îmbrăcați cu fracurile alea. David Copperfield a apărut pe un motor, îmbrăcat în blugi și a început să facă niște chestii la care am întrebat, stai puțin, asta e magia, e magie sau ce? Câți ani aveai? 16 ani. 15-16 ani. Okay. Atunci. Da. Ce, de ce? Ce mai vrei cu ele? Nu știu, eu un tic. Uite. Astea, deci astea sunt cărțile. Sunt... De la 1 la 52. Da, diferite. Merg carte cu carte și la un moment dat, e bine seara asta, doar atingeți una singură de aici. Așa. Perfect. Deci... Uite, Florin, ia cartea asta, te rog, și semnează-o. Că în felul ăsta o să-mi rămână și mie da. Ceva. Asta e să văd dacă am aici un marker. Am semnătura de magie, nu de... Pe fața cărții mare, bancă, să rămână da. Așa, deci, o păstrez eu. Florin Călinescu Show. Mm-hmm, perfect. Așa cum o chema Popescu Ionescu Galați. Deci asta este cartea. Semnată, nu mai există una la fel, clar. Păi și numai, stai că am uitat ce număr e. 8-ul de cupă. Uh-huh. Și uite, undeva aici, aproape în mijloc și nu are cum să dar fie... Dar ce ai pus pe masă? Markerul la masă. Așa, și... Păi acolo, stai, mi-ai pus markerul, mi-ai distras atenția, că eu m-am uitat după marker. Păi normal, pentru că, uite, prima nu ar avea cum să fie ea. Dar, uite, fii atent, încă o dată. Deci asta este cartea, clar. Da. Pusă aici. Prima carte... Nu are cum să fie niciodată 8-ul de pică. Dar uite, încă o dată. De data asta deja... Bă, și n-am băut nimic. Deci uite, 8. Hai ca să mai vezi o dată. Este aici, clar. Uite, da. 8. Ok. Undeva în mijloc, clar, 8-ul. Prima carte, 8 de pică. Fii atent, ridică de aici jumătate. Ridică jumătate. Pune totul peste. Merge netul bine în seara asta aici. Uite la prima carte. Hai, mă, lași, mă, ia uite, mă, frate, deci... Bun, stai să mă aplaudați, că... Da, ai numai 8-uri de pică, cred că ai un copiator mic acolo. Da, da, toate semnate. Păi asta zic, ai un copiator deci mic în ele? Deci este aici. Da? Și fii atent. Doar împinge-l așa ușor în pachet. Ok. Uite-te aici sus. Bă! Era să zic că a luat-o în gură, dar pe da, bune! Nu, nu. I-a apărut acolo, ce Dumnezeu, mă, fraților. Bă, deci fiți atenți, unul la unul, l-am împins așa pe 8 da. Și zbuf. Bun, uite, ține ambele mâini așa. Mă, să mor eu, parcă sunt pe magheru când arăt trucuri la oameni. 8 de pică și acum, dacă lași cărțile, uite așa, să cadă peste aia, n-ar trebui să fie niciodată prima, că n-are cum, știi? Uite, bă, dar poți să mă uit la aia de palma mea? Da, uite, e nimic. 5. Da. Bă, ce dracu mă face, mă, frate? Câteodată rămân și eu surprins și deci... vreau să semnez și eu. Sau, parcă nu vine nici mie să cred. Că nu se mai schimbă în parai în față la Inter, că făceam o carieră cu tine, da. Uite, cu ziare, uite, da. Uite, fii atent, deci 8 de pică. Mă gândesc să-i fac și eu un semn l-am așa. L-am puțin, da. Da, da. Și undeva în mijloc aici, așa, mă, fiți atenți. E sus deasupra, mă. Ia, vezi, este? Păi dacă e îndoită, ce Dumnezeu? Da, clar. Păi frate, este. A băgat-o la mijloc și a apărut sus îndoită. Da, stai puțin. Mai am ceva. Ia stai puțin, ce am aici? Telefonul. Uite, fii atent la faza asta. Deci asta e aplicațiile, tot frumos. Da, da. Și asta e... A, o coincidență. E o bucată din 8, da, dar n-are semnătură. Da, n-are. N-are semnătură. Ia stai puțin. N-are semnătură pentru că e... Cred că trebuie să o despăturești ca să... Ia, stai. Da, are, gata. Bă! Nu te apropia de mine.
Deci dacă o faci pe aia, n-am nimic în portofel să văd vreo 1000 de parai acum, te angajezi pe viață. Băi, fraților, haideți, știi, lumea că zice, vrem de alea să te taie cu fierăstrău, să... Dar aici, la 10 centimetri, toată treaba era aici. Și a și împăturit-o, a băgat-o în telefon și a scos-o de acolo, adică a băgat-o... Adică... Bă, mai e un 8 aici sau nu? Merge, dar fără Android, știi chestia. A, deci, nu e pe Android, nu merge. Doamne Dumnezeu, mulțumesc asta frumos. Asta rămâne, mersi. Mulțumesc frumos, Ioanis. Doamne ajută. Ia să facem un serial cu domnul Ioanis de după sărbători. Eu cred că lucrurile acestea fac parte din existența omului. Unii zic vrăjeală, unii zic potriveală, alții zic... Sigur, se întâmplă. Eu nu prea... pun botul, așa, sunt destul de precaut la treburile astea, dar lucrurile s-au întâmplat aici. Asta nu pot să spună, nu pot să spună. Camera aici, emisiune în direct, de asta îmi placă. Dacă era o emisiune conservă, ziceați, bă, s-a oprit emisiunea, i-a băgat, am păturit-o, sau nu știu ce. Interesant. O să mă gândesc cum să facem să ne vedem mai des cu Ioanis. Și, în general, toți cei care aveți câte ceva de arătat, vă așteptăm. Nu știu, vreți să cântați, vreți să dansați, vreți să faceți din asta, vreți să faceți vreo mâncare nouă, vreo chestiune, aveți un vis, aveți o supărare, aveți tot felul de lucruri pe care ați vrea să le arătați seminarul noastră, suntem aici. Ultima.